Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Se spune că la casa cu flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură. Se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea! De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Sunt Gelu Vrebenel, ne revedem iarăși, ca în fiecare marți și ca în fiecare joi, în cadrul emisiunii Ce ar mai fi de spus la televiziunea online Giurgiu Tribune. Astăzi, doi invitați dragi mie, doi excelenți observatori și comentatori ai fenomenului sportiv. Dați-i voie să vi prezint pe Adrian Angel și pe Sergiu Manolescu. Bună seara! Bună seara! Domnilor, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, așadar am ales o temă legată de sport în acest sofisticat și de încercare an sportiv 2020. Avem în vizor anul sportiv 2020, așadar amânarea Olimpiadei și a campionatului european de fotbal și efectele produse de aceste amânări. Vom vorbi în continuare despre Astra Giurgiu versus Dunăra Giurgiu și încercăm să aflăm răspunsul la veșnica întrebare: care este echipa giurgiuvenilor? Vom continua cu comentarii despre meciul din această seară dintre Islanda și România pentru Euro 2020, de fapt pentru Euro 2021. Apoi vom discuta despre cele mai importante evenimente sportive de pe Mapamon, care au marcat memoria celor doi dragi invitați ai mei. Iar eu voi încheia cu rubrica Călcâiul lui Arhimede. Astăzi vom vorbi despre pariorul sportiv. Domnilor, 2020 și un an care prin februarie ne-a luat cu pandemia, activitățile sportive au suferit și ele foarte mult. Vă propun despre asta să discutăm, să facem o analiză a efectelor produse de pandemie și mai ales aș începe prin vă întreba ce înseamnă pentru voi amânarea Olimpiadei, mai ales că eu mi-am cumpărat în toamna anului trecut un mare televizor special să văd Olimpiada care pentru mine este o mare sărbătoare sportivă. Aș începe eu din punct de vedere al vârstei, cred că am această calitate. Ești invitatul meu, Sergiu. Nu, dar sunt și cel mai... Puțin mai tare, vă rog. Cel mai în vârstă. În primul rând, să specificăm faptul că vorbim despre Jocurile Olimpice de vară. Pentru că cele de iarnă se desfășoară în alți ani și nu atrag atâta atenție iubitorilor de sport. Pentru mine personal, chiar dacă sună a glumă,
amânarea Olimpiadei mă buimăcește, ca și cronologie. Eu știu că Olimpiadele sunt în anii bisecți. Și dacă vreau să calculez în ce an sunt, dacă e bisect sau nu, calculez după Olimpiada cea mai recentă. Și că de la 1896... Dar acum acolo trebuie să adun cu unul. Se acum trebuie să dea, să fac o operație aritmetică complicat. și campionatele europene de fotbal, că și ăsta e un eveniment sportiv care n-a mai avut loc, din 1960, de când se desfășoară, în diferite formaturi, la fel, nu mai e nici el în an bisect. Nu spun la nivel de economie mondială ce înseamnă un astfel o astfel de amânare a unui eveniment sportiv de o asemenea învergură, ca să mă refer doar la Jocurile Olimpice de vară, este colosal, dar efectele economice ale pandemiei sunt deja măsurate de oameni care chiar au căderea asta. Europeanul de fotbal, ce să spun, era un format absolut nou, urma să joace în diverse țări europene, în diverse orașe. Era o chestie interesantă ca experiență. 12 da, orașe. Era o chestie interesantă ca experiență și, mă rog, pentru dezvoltarea, penetrarea marului public, apropo de fenomenul sportiv, numit fotbal, care oricum e cel mai atractiv. Da, cam atâta, cred că n-are rost să zic mai multe decât dacă mai vine vorba. Adrian Anghel, să spunem că avem norocul și în 2021 avem Olimpiadă de vară, cum zice Sergiu, da? Mai ne putem gândi la recorduri olimpice? Da. Cred că în situația în care Olimpiada se va desfășura în 2021, pentru că acum nimic nu este sigur și e și foarte greu de anticipat cum vor evolua lucrurile. Cu toate acestea, am văzut chiar acum câteva zile, Comitetul Internațional Olimpic a comunicat faptul că indiferent dacă vom avea sau nu vaccin, deci totul se învârtește în jurul acestui vaccin anticovid, Jocurile Olimpice se vor desfășura. Probabil și la presiunea organizatorilor. Este clar că Japonia pierde o rețetă financiară imensă și am înțeles că deja pregătesc un set de 200 de măsuri de protecție. Așa cum îi cunoaștem noi pe japonezi, s-ar putea să fie un plan extrem de riguros. Categoric sunt, dacă s-a nimerit să fie în Japonia, s-a nimerit bine. Luându-se în calcul inclusiv reducerea numărului de spectatori pe arenele și în sălile unde se Olimpiadă fără spectatori? Fără nu, am înțeles că este vorba de reducerea numărului de spectatori. Probabil se urmărește acea distanțare de care se tot vorbește. Distanțare fizică. Revenind la distanțarea fizică, evident. Revenind la ce ne așteaptă sau la ce ne așteptăm noi ca și performanțe în cadrul acestor Jocuri Olimpice, trebuie să spunem faptul că în afara celor 4 ani în care sportivii s-au pregătit numai pentru Olimpiadă, ei au mai avut răgazul acesta încă unui an. Ceea ce înseamnă o mai temeinică pregătire. Dacă au avut condiții și dacă au avut voie să se pregătească. Eu cred că în mod individual s-au pregătit. Îmi permiți, Adrian, nu o clipă. Știi, să mai spune, nu ca să te contrazic, doar ca să vină în adăugire. Se mai spune că cea mai bună pregătire e joc. Adică că noi n-are meciuri în picioare ca să vorbim despre fotbal sau mai are kilometri în pedale ca să vorbim despre ciclism. N-are curse. Și în condițiile astea, și concursuri atletice, ca să ne referim doar la atletism, concursurile atletice care se desfășurau de-a lungul anului în Golden League, știm foarte bine, permiteau sportivilor să-și creeze anumite planuri de intrare în formă într-o anumită perioadă. E posibil, și ce spui, e posibil să împieteze absența competițiilor oficiale asupra performanțelor. N-avem de unde să știm. Dar să sperăm că e cum zici. E foarte greu de anticipat. E foarte.
cel mai important lucru ar fi ca aceste jocuri să se desfășoare. Adică să reintrăm pe acel făgaș normal. Știm foarte bine ce înseamnă jocurile olimpice pentru întregul mapamont. Dincolo de bucuria de a urmări întreceri sportive la marea majoritate a disciplinelor sportive cunoscute, da? Este acel spirit olimpic cu care am fost obișnuiți și este pentru prima oară în istorie când se amână niște jocuri olimpice. Să sperăm că este și pentru ultima oară. Da? Avem doar cele trei ediții 1916, 1940 și 1944 care nu s-au desfășurat din cauza războiului. Care era o situație... Situații excepționale. O situație excepțională a fost și anul acesta. Era exact. Clar. Exact. Și să sperăm că în 2021 vom avea jocuri olimpice. Dacă vrei să trecem și la campionatul european... Da, și după aia, nu, stați un pic, domnule, și după aia, eu am boală cu întrebarea, după aia. După aia, următoarele jocuri olimpice vor fi, domnule, tot în 2024, ba să nu fac griji cu anul bisect. Așa am înțeles că există că programul, nu, nu da, se va schimba programul. Va rămâne același program, da. Da. Asta înseamnă pentru următorii organizatori, da, din 2024, un an mai puțin de pregătire. Satul olimpice să construiesc în an de zi. Deja sunt stabiliți, eu cred că deja sunt stabiliți. Eu cred că sigur că deja s-a stabilit, dar nu cred că s-au apucat de lucru și toată lumea stă și așteaptă acum să vadă ce să mai sunt care nu știi să apucă mai încolo. Japonezii sunt japonezii. E un mare avantaj că Olimpiada este organizată de ei. Nu e mai balcanic, așa că e complicat mai mult. Am ajuns, notasem deja și am și anunțat că vorbim în continuare despre amânarea campionatului european de fotbal. Dacă vreți să continuați cu Olimpiada, vă ascult cu drag. Păi nu, să continue Liga, că tocmai am să... Despre Olimpiada cam atât am avut eu de spus. Aștept cu mare interes decizia Comitetului Olimpic Internațional. Ea probabil va fi luată numai de vreme de luna februarie-martie. Contează foarte mult cum vor evolua lucrurile în majoritatea țărilor, dar din ce am văzut la acest moment, ei sunt foarte hotărâți să desfășoare aceste jocuri în 2021. Au luat în calcul, așa cum v-am spus, scenarii am văzut să le facă, da. Și având în vedere că e vorba de Japonia, acele măsuri sunt convins că vor fi și aplicate în tocmai. Despre campionatul european de fotbal, la fel, este unul din sporturile, să zic așa, care au fost mutilate de pandemie, fotbalul. Am văzut cum s-au derulat campionatele naționale în fiecare stat. Am văzut cupele europene, că și-au schimbat formatul. Oricum a fost... Și fără spectatori, că ăsta e cel mai mare, cea mai mare durere. Este cea mai da. Mare problemă. E ca și cum, iartă-mă, dar e ca și cum un actor ar merge pe scenă și ar declama rolul lui, da? În fața unei săl goale. Dom'le, îți vine să plângi. Dacă ești cu adevărat iubitor al acelui fenomen, că se numește teatru sau muzică sau sport. Da, desigur, sărbătoarea mare și, era mereu în tribune. Și, tribunele. Și bucuria... Curia. Pentru care veneau oamenii să se întâlnească cu sportivii și cu stadionul, cu arena mai ales, cu sportul în sine, acolo, la fața locului. Da, e dureros, dar în același timp și, cum să spun eu, nu prea îmi plac fatalismele astea mioritice, dar chiar n-ai încotro. Adică trebuie să accepti ideea că trebuie să ai în vedere sănătatea oamenilor, că despre asta e vorba. Contactele. De data asta fatalismul nu mai este emioritic, nu, este mai emioritic, e treabă serioasă. Domnilor, dați-mi voie să cer colegului de la regie un prim material asta ca să vă atrag atenția asupra materialului și să continuăm după acest material puțin mai dinamic. Σε δεν είπες ολικάτο.
Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες. Εσύ γιατί σου σκοτήκατε πάω, ρε. Φοράω κουκούλα. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες. Ζακέτας και όσους φοράνε καλσόν. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω. Αφού φοράω καλσόν. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, όχι ζακέτας, και όσους φοράνε καλσόν και κρατάνε και όπλο. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία. Așa, domnule, haideți să ne concentrăm și noi puțin să facem o emisiune ca lumea, da? O reclamă grecească la telefonie. A fost în haioasă. Da. Sireta. Ne concentrăm, da? Da, ne concentrăm. Da, că vorbeam despre amânarea campionatului european de fotbal și după care vă rog să trecem la meciul din seara asta, Islanda-România. Păi, Islanda-România e un fel de... În opinia mea, un fel de găselniță, și nu doar meciul ăsta, ci toate meciurile de seama lui. Un fel de găselniță a UEFA, ca să justifice existența Ligii Națiunilor, în opinia mea, o chestie, să aibă meciuri în picioare, probabil, fotbaliștii, de parcă n-ar avea destule, că sunt și oameni care, sportivi care au câte 70 de meciuri într-un sezon, deci le mai trebuia și Liga Națiunilor, nu știu, dar, mă rog, e o chestiune pe care unul, să zicem, eu o accept. E un joc pe care, cu siguranță, eu personal, n-am să-l urmăresc. Pentru că nu mai urmăresc meciurile echipei naționale de fotbal ale României cam de multă vreme. Nu vreau să mă tristez și de aia, pentru că mă protejez. Deci că noi vreau să vorbim despre mă asta. Mă protejez, nu, pot să vorbesc și despre ce nu văd. Dacă mai citesc, mai aud, mai... Dar nu vreau să mă tristez când văd calitatea, cu ghilimele groase, dacă vreți, a jucătorilor pe care îi propune fotbalul nostru, mă refer la jucătorii români pe care îi propune fotbalul nostru, nu am cum să nu mă întristez. Cu Islanda. Mie îmi place Islanda. Am rămas cu sufletul alături de strigătul islandez, acel hu-hu, da, pe care l-au făcut celebru la europene recente din Franța. Deci ca atare o să fie un joc frumos între o echipă atletică, o echipă tehnică a noastră. Greu de întrevăzut rezultatul, în opinia mea, favoriția ar fi ai noștri. Dar cu islandezii nu știi niciodată. Da? Poate să aibă un șut pe poartă și ăla să fie gol și pe urmă să stai să te uiți la ei. Am mai pățit-o noi și cu Feroe, datorită unei execuții strălucite cu Feroe, dacă mi-aduc aminte bine că am văzut relorile. Nu m-am uitat la meci, propriu-zis. Dar Giurgiuveanu nostru, cum îl cheamă? Budescu, așa. Giurgiuveanu nostru a avut așa o strălucire. A avut chiar două. Două, dar inspirația de la primul gol. Aia decisivă, că pe urmă mai departe laissez-faire, cum zic francezii. Da. Să bat ai noștri și după aia să vedem cu cine picăm și după aia să vedem că până în 2021 mai e timp să ne mai jucăm, dar calificare. Pe care n-am reușit-o la adevăratele aia. Hai să fim realiști, să înțelegem exact că locul nostru nu mai e la un turneu final. Nu mai e la un turneu final. Că chiar poate să aibă și 60 de echipe din 110 câte are Europa, că nici nu știu exact câte țări mai are Europa acum, decât cu Kosovo și cu Gibraltar. Sunt doar 56, așa că decât cu Kosovo și cu Gibraltarul, m-am dat peste cap cu geografia Europei. Știam și eu ce știam, dar acum văd că nu mai... Da. Să dea Dumnezeu să câștigăm, să bucure lumea, că lumea se bucură. Că, Dumnezeu, ăsta e rolul sportului. Eu când îi aud pe câte unii, că uite, acum chiar mă lansai așa, tu ziceai că să mă concentrez. Eu când îi aud pe câte unii, că ce, iubitor de sport, vulg, ce vorbești? Adică tu dacă ești iubitor de muzică, de operă, eu spun ție că ești prea sofisticat sau... Lumea e pentru bucuria oamenilor. Și opera, și teatru, și cinematografia, și literatura, și sportul. Și cu atât mai mult când se adresează unor mase mari. Exemplul de la Ingolstadt este pentru mine zguduitor. Când au făcut ăia de la Audi, și-au făcut echipă. Ca să aibă lumea bucuria de a vedea echipa proprie de fotbal, ca să poată să aibă randament după aia la, domne, gândire economică. Da? Bine, gata.
Hai să... Vreau să spunem că meciul se va disputa în deplasare astăzi seară de la 21:45 de minute, în direct la ProTV. Partida este disputată în semifinalele barajului pentru Euro 2021, miza fiind că dacă România trece de Islanda, va înfrunta în continuare Ungaria sau Bulgaria pe 12 noiembrie pentru un loc la Euro 2021. Tu ce spui, Adrian? Da, vroiam să completez puțin la ce a spus Sergiu. Practic, această Liga Națiunilor a fost concepută de UEFA ca să mai stimuleze puțin echipele naționale atunci când joacă meciuri amicale. Practic, meciurile amicale acum s-au redus foarte mult. Programul nu mai permite, având preliminarii campionat european sau mondial și Liga Națiunilor, programul nu mai permite desfășurarea unor meciuri amicale, meciuri amicale care erau tratate cam cu lejeritate, atât de federații cât și de mulți dintre jucători. Multe cluburi nu-și lăsau jucătorii la echipele naționale pentru meciuri amicale și atunci exista și acel curent favorabil pariorilor. În meciurile amicale apăreau tot felul de rezultate surpriză care bulversau casele de pariuri și care dăteau naștere la tot felul de interpretări. UEFA s-a gândit să creeze această Liga Națiunilor și să aducă, nu știu, să-i dea o importanță în sensul că la campionatul european vor participa și câteva echipe care sunt câștigătoare ale celor 5 grupe în care s-au împărțit echipele din Europa pentru această Liga Națiunilor. Noi, pentru că în acea grupă inițială am terminat pe locul 2, am avut dreptul să mergem la baraj. Un baraj, de fapt, din două etape. Acest prim meci cu Islanda în deplasare și, ulterior, în cazul în care ne calificăm, cu învingătoarea dintre Bulgaria și Ungaria. Meciul este foarte dificil. Islanda are avantajul terenului propriu, în primul rând, deși jucându-se fără spectatori, se pare că acest avantaj se mai diminuează, însă are avantajul jocului acel joc atletic. Ei sunt o echipă cu o talie mult peste cea a României. Vor veni cu acele lovituri libere, lovituri de colț și aruncări de la margine care se transformă în veritabile lovituri libere, acolo unde vor încerca să își materializeze avantajul taliei și să expedieze lovituri de cap periculoase pentru poarta noastră. România va răspunde probabil cu apărare supraaglomerată, cu o temporizare, așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, cu contraatacuri. Acum este foarte greu, chiar înainte să intrăm în emisiune, am încercat să văd dacă Rădoi sau staful naționalei au dat echipa, încă nu era, nu a apăruse pe niciun site, ceea ce înseamnă că în ultima clipă se va decide prin primul 11. Am văzut echipa lărgită cu... Echipa lărgită, sunt mai multe variante. Probabil că România va juca pe contraatac și va încerca să aibă o posesie cât mai prelungită și să încerce să blocheze undeva la 30 de metri atacurile islandezilor. Islandezi care nu mai sunt nici ei ce au fost în 2018. Dacă ne luăm după clasamentul FIFA, România e pe locul 34 și Islanda e pe locul 41. Dar au câțiva jucători foarte buni, joacă în Anglia, trei dintre ei, apoi avem pe în Germania, pe Finn Bogason. Sunt jucători buni și meciul este deschis oricărui rezultat. Sergiu, comentezi această minunată partidă sau rămâi la alte sfere? Nu comentez, adică aș
Aș mai spune ceva, tot așa, în completare a ceea ce a spus Adrian. Mie mi se pare că diferența de tehnică între jucători ar trebui să primeze. Dar nu e mereu așa. Nu e mereu așa. Am văzut de nenumărate ori cum o echipă atletică îți doboară adversarii, da? Își doboară adversarii prin aplomb, prin forță. Mi-aduc aminte, aveau germanii un fundaș stânga, a jucat pe la Verona, a jucat și cu Sport, pe Hans-Peter Briegel, da? Ăla te lua pe piept și fugea cu tine. Ca John Achlomu, care era aripă la Noua Zeelandă, la rugby, dacă vă se aminte. Ăla cu om care îl ținea de bru, fugea cu el. E, în fața unui fenomen fizic de genul ăsta, cât ai fi tu de tehnic, e greu să te opui. Și islandezii au într-adevăr câțiva jucători care pot adăuga cu noi pe piept. Și atunci ce mai faci? Da, trebuie combinații, trebuie mișcat, nu știu, Rădoi. Rădoi a fost un simbol, eu chiar l-am apreciat, deși nu sunt stelist, dar l-am apreciat prin dăruirea pe care a dovedit-o pe teren, dăruirea, abnegație, spirit de sacrificiu. Dacă el reușește, și sper să reușească pentru binele tuturor, dacă el reușește să imprime un joc tehnic și creativ, putem să-i punem, cât ar fi de mari, mai duc aminte cum l-a pus Messi pe Boateng în fund, din fentă, da? Sau ăla care a jucat la Inter Milano, l-a pus pe Van Buiten într-o finală, era Il Principe, să spunem, nu mai duc aminte numele lui, un argentinian. Centru de atac al lui Mourinho, cu Cristi Chivu în echipă. Tot așa din fentă. Deci dacă iau un dulap în față și ai ști să faci o fentă, poți să-l pui jos și ai scăpat de un adversar care e cât doi. Da, mă rog, da. Să dea Dumnezeu să câștige. Da, ai da, mă zice că mai avem un atu, site-ul frf.ro scrie că din 1922 până astăzi echipa națională a României a disputat 9 partide pe data de 8 octombrie. O, da? Intrăm în statistici. Da, intrăm are loc meciul cu Islanda. Statisticile arată că tricolorii nu au pierdut vreodată în această zi din calendar. Da, să amintim că am jucat cu Bulgaria, România 2-2, România, Albania 6-0, România, Turcia 4-0, Israel, România 2-4, Franța, România 0-0 în preliminarea campionatului european din 96, Finlanda, România 0-1, România, Finlanda 1-1, Armenia, România 0-5, Danemarca, România în preliminarea campionatului mondial din 2018, 1-1 în caldă. Așa, și istoria jocurilor cu Islanda ne este favorabilă. Avem două partide, ambele câștigate cu 4-0. Amin, joacă statistica sau joacă jucurile. Da, în 1998 pentru preliminarele campionatului mondial. Dar lucrurile s-au schimbat de atunci. Meciul de astăzi este foarte greu și este deschis oricărui rezultat. Cum să spune Sergiu Manulescu că dacă anumite întâmplări intră în statistică, devin, să zicem că devin obiceiuri, până la urmă devin reguli. Deci dacă te batem de 10 ori cu 4-0, da, 11 ori e posibil. Uite că am văzut și eu la bătrâneților și mecherie. îi batem, da. I-am mai bătut. E, da, mă rog, poate să țină. Da, am glumit, ca și cum nimic nu s-ar putea întâmpla. Sergiu Manulescu, am o surpriză pentru tine. O să trecem de la fotbal la alt sport, unul la care te pricep foarte bine. Surpriză urmată de întrebări, rog regia să difuzeze materialul 2. Hagler hit him some shots to get his respect and get the crowd on his side. That was a good left hand by Hagler. One to the head and then one to the body. Touching a little more with the arms right at the moment, too. How do you like it? How do you like it? 115, 113. By the winner, by a split decision, and new middleweight champion of the world, Sugar Ray Leonard. Da, interesant, frumos.
Sper că a fost o surpriză, da? A fost, da, e o surpriză. Te-ai documentat mai bine ca noi. Unul dintre elevii lui. Te-ai documentat mai bine ca noi. Marvin Hagler, da. Bine, așa ăsta avea foarte mulți elevi, Oscar Bonavena, de exemplu, avea foarte mulți elevi. Pe urmă, ăsta la altul, aveau școli de box. Da. Academii, bă, până la urmă au ca și tenismenii, da, ca și tenismenii ăștia mai puțin valoroși, dar care cum ar fi boletierii în Statele Unite, de exemplu, școală, o școală. Bun manager. Și a atras niște frumos, frumos materialul, Gelu, bravo, bravo. Da, 1987, se spune despre Ray Sugar Leonard că a fost primul pugilist care a făcut 100 de milioane de dolari, destul de repede. După aia au făcut alții au făcut. Posibil, pe mine mă sperie rețetele astea din boxul mondial. Mă sperie, mă îngrozesc. De ce spun lucrul ăsta? Pentru da, că, este industrie și spectacol, da, categoric. Tot noi, oamenii, suntem cauza până la urmă, că dăm banul pe publicitatea pe care o fac ei acolo, pe bilete, pe materiale promoționale, da? E normal, citeam de Cristiano Ronaldo, de teauștea de la Juventus, 30 și ceva de milioane pe an și nu de lei. Bă, ce faci totuși ăla ca să ia bani ăștia? Chiar e exagerat, nu mai spun de basketboliști. Produc bani. Asta e foarte interesant. Dacă ai un buget care sare de 500 de milioane, îți permiți atunci să iei cei mai buni fotbaliști. Și să nu uităm de drepturile TV, care au explodat. Da, păi eu sigur că asta a venit. Dacă ne uităm la drepturile TV, pentru Liga 1. Dar sigur, dar nu mai spun că în campionatul... Lucru bun de dat. Pe de o parte, pentru că 70% din bugetul majorității echipelor vine de acolo. Vine din... Da. Drepturile TV. Da, foarte frumos. Boxul e un sport minunat. Mi aduc aminte de emisiunea lui Paul Ochial, care e un magic. Era meu mai copilantru, așa. Și am văzut pe Jack Dempsey cu Gene Tunney până 1920 și ceva. Dacă vă aduceți aminte, Jack Dempsey, barul Jack Dempsey apare în filmul Nașu, acolo, în zona unde a fost împușcat Marlon Brando. Da, mai că să rindrăm de la una la alta. Am văzut pe Joe Louis, pe Rocky Marciano, l-am văzut pe Paul Newman jucându-l pe Rocky Graziano, în Acolo Sus Cineva Mă Iubește. A făcut și, nu mai spun de Sylvester Stallone cu al lui Rocky, dar... Semăna la multa Rocky Marciano. Deci, un spor care a inspirat multe producții cinematografice. Sigur că da. Și un spor care, uite, încă coagulează un public foarte, foarte, foarte numeros. Ăsta, Vitali Klitschko, a ajuns mare demnitar în Ucraina. Pe ce? Pe cunoștințele lui politice, pe ce aia? Pe sportul pe care l-a practicat. El și cu fratele cu Vladimir l-au... A avut toate centurile, pentru că sunt 5 versiuni. Toate centurile, 4 plus 1 Vitali și 4 au Vladimir, la categoria grea. Și nu au vrut niciodată să joace pentru unificare. Ar fi semnat să bată între ei. Da. Trecem de la box, revenim la fotbal. Înainte de a spune că săptămâna trecută am avut și noi gală de box națională la Giurgiu, cu campion național Giurgiu Vechi. TV Giurgiu Tribuna a combătut despre această interesantă gală națională la Giurgiu. Am făcut știri, am avut și invitații în emisiuni. Haideți să discutăm despre campionatul intern 2020, despre finalul campionatului, aș vrea să vorbesc Adrian Anghel cu tine, și apoi despre campionatul 2020-2021. Am trecut foarte repede, s-a trecut peste faptul că acum se comentează că asta e pe ultimul loc și este într-o pasă foarte proastă. Așa este. Bun, până să ajungem la... Dar s-a trecut foarte repede peste faptul că asta a terminat campionatul trecut pe locul 3. Pe locul 3, așa este. Bine, campionatul trecut am discutat la începutul emisiunii, a fost și el bulversat de pandemie. Până la urmă s-a reluat. Au apărut la diverse echipe cazuri de persoane infectate, fie că au fost din staff, fie că regulile erau altele decât acum, au fost câteva meciuri amânate. Da, părerea mea că oficialii din fotbalul românesc nu au fost pregătiți pentru chestia asta, asta a terminat cu două partide mai puțin. Asta a terminat. Borghetterul s-a stabilit în condițiile în care Viitorul a jucat
4-6 partide mai mult, că a jucat 4 mai mult parcă în play-out. Da. Și Astra 2 mai puține. Oricum, Astra este un loc meritos, locul 3, însă nu ne-a ajutat, pentru că nu avea dreptul să participe în cupele europene, din motivele pe care le cunoaștem foarte bine, motive care, din păcate, persistă. Dar trebuie să spunem că Astra a făcut un campionat 2019-2020 foarte bun. Să nu uităm de acea serie de 8 victorii consecutive pe care au avut-o în sezonul regulat. Evident, au strâns suficiente puncte cât să acceadă în play-off. Iar în play-off au avut o evoluție destul de bună. Să nu uităm că au pierdut la Craiova minutul 90. Rezultatele lor, raportat la faptul că nu mai aveau un obiectiv pentru cupele europene, este... Totuși au fost cinstiți cu echipa și cu fotbalul la momentul. Da, n-au mimat fotbalul, nu s-au dat la o parte. Practic, la un moment dat au arbitrat lupta dintre Steaua și Botoșani, da? Pe care le-au lăsat în spate. Ce-i drept, campionatul s-a încheiat brusc. Au apărut acele cazuri de infectare cu noul coronavirus la mai multe echipe, inclusiv la Astra. Și atunci s-a luat decizia să se încheie campionatul fără să se mai joace celelalte partide. Era vorba și de datele la care trebuiau comunicate echipele pentru, la UEFA pentru cupele europene. Vreau doar să mai spun că au existat niște divergențe cu firma care se ocupă de drepturile TV, care deține drepturile TV și care într-o primă fază vroia să diminueze suma întrucât nu s-au desfășurat toate meciurile. Până la urmă au plătit tot. Iar sezonul 2020-2021, din punctul meu de vedere, a început cu o surpriză, și anume cu această mărire a numărului de echipe la 16, care mie mi se pare o modificare a regulamentului în timpul jocului. S-a comentat că ar fi făcut-o pentru Dinamo să nu retrogradeze. Acum nu știm dacă pentru Dinamo... S-a mai întâmplat, iertați-mă, s-a mai întâmplat o dată pentru Steaua, dacă ne eram eu mic. E greu de spus, nu știm acum cât mai reprezintă Dinamo ca influență în... Era o comentarie de conducere oficial și nici nu cred. Dar este totuși o măsură care va aduce, într-adevăr, va crește numărul de jocuri, dar suma pentru drepturile TV a rămas aceeași. Și jocurile vor fi mai multe. Asta înseamnă mai puțin bani pentru fiecare echipă. Din Liga 1. Iar cele care își făcuseră bugetul, iar cele care își proiectaseră un anumit buget, acum trebuie să-l reconsidere și să-și caute alte surse de completare. Campionatul a început, să zic, zicem, destul de bine, așa. Se vede că echipele sunt pregătite, au chef de fotbal. Astra, deși este pe ultimul loc, n-a avut jocuri foarte slabe. Eu cred că își va reveni, am toată încrederea în echipă, sunt alături de echipă și la bine și la rău, ne-a produs momente extraordinare. Și la așa este, problema este că persistă acele datorii, am înțeles că în ultimele zile au fost plătite pe una din cele 4 luni, urmează încă o lună. Este foarte greu să gestionezi un lot de jucători care este neplătit. Da, sunt nemulțumit. Chiar dacă, între ghilibele așa, ei sunt obișnuiți cu acest sistem, la Astra întotdeauna au existat anumite întârzieri, dar cu toate astea s-a făcut performanță. Să ne aducem aminte că inclusiv în anul în care a câștigat campionatul, existau restanțe.
care într-adevăr, odată cu câștigarea titlului, au fost, au fost plătite și au fost achitate inclusiv primele promise. Dar este păcat că un lot destul de bun, o conducere administrativă și sportivă de calitate, cu experiență la acest club, sunt la momentul ăsta, sperăm noi, un moment să fie cât mai trecător, pe ultima poziție. Va fi greu să-și revină, sunt multe echipe care s-au întărit, am văzut ultimul meci cu Voluntari, care au jucat foarte bine. Deci nu a fost un meci slab al Astrei, cât a fost o replică foarte bună a Voluntarului. Eu sper totuși... Astra are la ora actuală un lot destul de slăbuț. De fapt, n-are lot. Acum se completează lotul, se aude că ar veni... Lotul nu este diferit cu mult față de cel de anul trecut, dar sunt câteva posturi deficitare. Eu aș vrea să văd și sunt foarte curios dacă semnalul de trezire se va produce în următoarea etapă, unde avem o șansă uriașă la Pitești. Nici ei nu stau prea bine, sunt acolo lângă noi cu un singur punct. Acolo trebuie neapărat să câștigăm 3 puncte. Ar fi nu atât de moral, cât ar însemna începutul revenimentului. De asemenea, aștept cu nerăbdare și venirea lui Iordănescu, antrenorul care a mai fost la Giurgiu și care a făcut o performanță, pot să spun, la fel a adus echipa în play-off. De altfel, Astra este una dintre puținele echipe care, de la schimbarea sistemului competițional, a fost an de an în play-off și să sperăm că... De altfel, Iordănescu a și impus anumite condiții, plata salariilor, completarea echipei. Este normal să vină? Este corect. El vrea să vină pe un teren sigur, să gestioneze un lot de jucători doar în plan sportiv, care să nu se mai gândească la alte restanțe financiare sau alte probleme administrative. Este normal să fie așa, administrative. Este antrenorul echipei, nu este managerul. Absolut. Care trebuie să vină cu soluții financiare. Și așa mai departe. Adrian, am și pentru tine o surpriză. Rog regia să difuzeze materialul numărul 3. Last touch, wasn't it, by Reece Burke? And Kajerian's in behind here. Is it his first goal? It probably should have been, but it wasn't. A lovely little pass from Reece Burke. He finds himself out on the left-hand side and acres of space. Plays a cute little ball. He's onside. Just onside. In fact, he's probably half a yard off, but he should have finished it anyway. Linesman should have spotted that. It was a nice way to pass from Reece Burke. Obiang thought about the shot from distance. Now he does, and it took a save. A good save from Silvio Long to stop Obiang scoring his first West Ham goal. Well, he took it on, didn't he, from all the 25 yards. Lovely technique and timing. Smashes it to the goalkeeper's left-hand side with a slight deflection. But a very, very good save from the keeper down low to his left side. And now the counter is on. Here's Nicolai. He's only got Alaba up there with him. He's found a good ball though. Teixeira's in behind here. And Teixeira puts Astra Zizou ahead. And that is a huge blow to West Ham United's hopes of making it into Europe this season. Kurtok Bona on the header. Touré again, it's deflects. Kajiri! Oh. Does that cross the line? No, he doesn't. Corner, another chance. I fancy that came off his head. He should score. And another miraculous escape as that was driven in. A cross goal by Byram. They're all looking at... As I said, that's not even a hard skillion. This one here from Antonio, he can't do anything about that. He's just trying to get any... He's ready to chip it up, bouncing around. Ogbonna laid it off. Now there's not room for the shot, is there? Oh, and a tremendous save! Fletcher Jinai by the goalkeeper's legs. Oh, really good chance. Should score.
It is Valencia, and it's another brilliant save from Silvio. Fletcher sat there. Goalkeeper gets something on it. It might not have been going in anyway, but he didn't know that. Burke. Post again, and the header is just past the post in the end. The referee blows the whistle, and West Ham United are out of Europe, knocked out by the unconsidered Romanians Astra Juju for the second year running. Astra have come into West Ham's new home and basically trashed the living room. Da, da, unul din momentele de glorie din istoria Astrei. Calificarea în fața lui West Ham United pentru al doilea an consecutiv, deci West Ham United a fost eliminată de două ori de Astra. Bine, Astra mai are niște calificări în fața unor echipe importante, să nu uităm de Olympique Lyon, eliminată tot de Astra, să nu uităm calificarea aceea din grupă, dintr-o grupă cu Roma, cu Austria Viena și cu Pâljen, da? Deci ne-am calificat alături de Roma în primăvara europeană. Aici am văzut în acest scurt reportaj un asediu la poarta Astrei, ce-i drept, dar cred că ați remarcat spiritul de echipă. Cu două, să zicem, două vârfuri. Prestația extraordinară a lui Silviu Lung și execuția magistrală de la gol a lui Teixeira. Și învăluirea lui Alibe, care a plecat cu un fundaj după el și l-a lăsat pe Teixeira liber. Bine, toată faza a fost lucrată, ne-au permis și spațiile largi din apărarea englezilor, dar... Rolul unui atacant să tragă fundașul după el, să creeze... Unul sau chiar doi fundași și să lase pentru învăluire, dar sângele rece cu care Teixeira a înscris. E jucător, a fost un jucător foarte bun, Teixeira. Amintiri frumoase din istoria recentă a Astrei. Domnilor, mai avem 7 minute din emisiunea noastră. Desigur, făcusem noi aici planul că o să discutăm o grămadă de chestiuni. Le amânăm pentru o altă emisiune. Regret că primele trei evenimente sportive care v-au marcat nu pot fi dezbătute în seara asta. Putem să le avem într-un minut. Am și o vorbă mică. Legată de... ai făcut bine că nu m-ai întrebat nimic de asta. Atât. Am observat că n-ai zis nimic de asta. Discutăm despre asta și dumneavoastră, Giurgiu, puțin. Când stadionul Marina Anastasovici era plin la meciurile internaționale, când venea Steaua, când venea Dinamo, se tot cârcotea că Astra totuși nu este. Și se vorbește și acum o chestiune care mie personal nu-mi convine, că Astra Giurgiu nu este echipa giurgiuvenilor, că Astra Giurgiu este din Ploiești, că echipa giurgiuveană este Dunăra Giurgiu. Pentru mine și Dunăra Giurgiu este echipa giurgiuvenilor și Astra Giurgiu. De unde crezi, Adrian, că Sergiu nu vrea să vi discute despre asta? De unde crezi că... Nici acest asta? Subiect. Da, asta vorbesc tot eu. Așa este, vedeți, Astra nu face parte din istoria fotbalului giurgiuvean. Dar pentru Giurgiu, Astra, eu zic că a însemnat foarte mult. A însemnat o reclamă pentru acest oraș. Astra a adus Giurgiu în galeria orașelor care au dat o campionă națională la fotbal. Astra, prin investiția făcută de investitorul său, a modernizat un stadion, stadionul Marina Anastasovici, care arată foarte bine. La stadion și nu știu, dar arată eu, în general, merg la meciurile Astrei. Nu vorbești de partea administrativă, am fost cu colegii mei la zeci de meciuri până noaptea, la 2-3. Conferințe de presă, tot ce vrei pentru desfășurarea unei echipe. Da, condițiile sunt foarte bune. De Liga I, la nivel de Europa, pentru că avem pe acest stadion s-au jucat meciurile din Europa League. Da? Eu, din punctul meu de vedere, consider că
aducerea Astrei la Giurgiu, că de fapt asta a fost o mutare de la Ploiești la Giurgiu, a însemnat un pas înainte pentru oraș. În afară de faptul că ne-a pus pe harta ligii întâi, toate performanțele sunt legate de numele Astra Giurgiu, nu, chiar dacă se antrenează la Ploiești, jucătorii nu sunt, nu avem niciun jucător din Giurgiu, avem totuși o echipă în prima ligă. Asta nu înseamnă că nu există loc și pentru o altă echipă, o echipă de suflet a voastră, Dunărea Giurgiu, care, din păcate, la acest moment este doar în Liga a IV-a, dar care, dacă e să luăm exemplu altor orașe, și ați văzut că Universitatea Cluj este mai iubită decât CFR Cluj, chiar dacă cele mai mari performanțe la acest moment le are CFR Cluj. Ați văzut ce se întâmplă la Timișoara? Așa s-a întâmplat și la Ploiești, de... că de-aia a plecat Astra din Ploiești, de-aia da. Petrolului. Eu zic că... Iartă-mă puțin, Adrian. Petrolul Ploiești. Păi când spui Petrolul Ploiești, spui tradiție. Când spui Universitatea Cluj, parcă era vorba că nu vorbeam despre Astra. Păi vorbeam despre Astra. Nu, vorbeam despre Astra, am spus ceva un cuvânt. Da? Am înțeles, deci da. Când vorbești de tradiție, da? Manchester City, la ora actuală. Păi ce e City, mă? Poate să aibă Guardiola și Guardiolele rămăsii. De la Gladiole venea cu Guardiolele. Da. Tot United e echipa Manchesterului. Ca să nu mai fie foarte clar despre ce vorbim aici, despre tradiție, în primul rând, despre iubirea legată. Da, dar nu mai joacă tradiția și nu, aici. Nu, da, nu tradiția, dar ea face să... A, pentru generațiile noi, da, care nu prea mai au amintiri. Mă rog. Construirea unei noi tradiții pentru generație. Construirea unei noi tradiții pentru o nouă generație, n-am nimic împotrivă. Eu consider că Astra și Dunărea Giurgiu nu sunt două săbii în aceeași teacă. Nu. Astra este la un anumit nivel acum și eu cred că are suficienți suporteri, adică oamenii care, câteva sute de spectatori care vin meci de beci la stadion, consider că vin din plăcere să vadă un meci de Liga 1. În ceea ce privește Dunărea Giurgiu, cred că aici este o problemă de organizare și de implicare. La momentul ăsta știu că este susținută de primărie, lucru care se dovedește a fi insuficient. Am avut discuții chiar în platou, aici, chiar în campania electorală a venit managerul clubului Dunărea, era însoțit chiar de fostul primar Nicolae Barbu și s-a pus problema că dacă Astra ar intra în Liga 3, ar avea bani. Primăria să o țină, nu ar Dunărea, dacă ar intra în Liga 3. Dunărea, da. Da, da, nu ne ferește asta. Lucrurile se pun și așa. Așa este, primăria nu poate să susțină, nu poate și nici nu ar fi corect, pentru că bugetul primăriei... Așa era Metalul București, dacă vă se aminte pe vremea cu tinereților noastre. Metalul București nu voia să, sau Gloria Bistrița, nu voiau să intre în A. Dominau și arbitrau. Atunci erau serile mari, mari întreprinderi în spatele unor. Nu-și puteau permite divizia. Dar ghidonau lucrurile în B acolo, că Mișan Pădureanu la erau la era, loc, era da. O celebritate, a fost o celebritate. Dar aici noi nu punem problema că Dunărea nu vrea să intre. Problema este că Dunărea are nevoie de un investitor sau de un grup de investitori. Și eu cred că pas cu pas, Liga 3 sau dacă ar fi măcar să ajungă în Liga a doua, lucrurile vor sta altfel. Adică va reînvia și acea tradiție. Pentru că sunt mulți. Cine să susține, Adrian? Dar noi trebuie să ne uităm și la orașul nostru, așa este. Nu reușește el Rapidul să intre în A, care dă bine de rău, totuși e altceva. Măcar pas cu pas, Liga a treia, cred totuși că ar fi mai la îndemână. Apoi, să uităm că am avut un precedent în județul Giurgiu cu Liga 3, Arsenal Malu a trecut în Liga 3 și nici n-a mai terminat campionatul pentru că nu l-a mai dus financiar. Deci numai un arbitraj costă 4.000 de lei acasă. Da, să chemi arbitraj. Așa este, dar în momentul în care un investitor sau un grup de investitori ar veni la o echipă, bineînțeles că formez de la buget, ce bugetul necesar, ca să vină cineva să bă, iartă, ca să vină cineva să bage bani pe echipă de fotbal într-un oraș, indiferent care ar fi ăla,
ăla trebuie să-și facă un nume în orașul ăla. Asta vrea el. El, investitorul. El vrea să-și facă un nume în orașul ăla. Păi în orașul ăsta, dar să faci un nume, ce faci cu el? Cu numele. Că nu ți-aduce niciun beneficiu. Că tu ești om de afaceri care vii și faci niște sume de bani într-o echipă de fotbal. Nu vii așa de dragul de amorul artei, că nu... Iubire din asta... Acum autoritățile locale ar putea să sprijine clubul prin crearea unor facilități pentru acei investitori. Există, da. Eu știu, un lanț care ar putea să pornească, să zicem, discuția pentru susținerea acestei echipe. Este și un moment al schimbării, pentru că s-a schimbat administrația orașului, da, avem un nou primar, avem un nou președinte al Consiliului Județean. Da, dar problemele pentru administrație este foarte bine, dar problemele oricum sunt foarte multe. Sunt convins că nu sportul este între priorități. Sunt multe alte probleme. Dar trebuie să fie între, și aceste, sportul, da, măcar în între aceste probleme ale orașului trebuie încercată și o altă formulă de susținere a acestei echipe. Este clar că este insuficient ca ea să fie susținută doar de autoritățile locale. Autoritățile locale pot susține o echipă la Liga 4. Nu știu dacă ar promova Liga 3, înțeleg că din discuțiile pe care le-a avut în platou în campanie, ar fi foarte dificil. Ar putea să ajungă în Liga 3. Ar putea să ajungă, dar ar fi foarte greu. Foarte clar că nu s-ar menține financiar. Nu s-ar menține financiar. Sergiu Mărescu, pentru că mai avem, hai să zicem, maxim 10 minute, primele 3 evenimente sportive care te-au marcat pe tine. Păi eu am aici o problemă. Unele sunt văzute, trăite în mod direct, altele sunt citite sau văzute în emisiuni retrospective. Pe primul loc aș pune celebra semifinală din 1970, Italia, în Germania Federală, 4-3. Eu fiind fan al Bundesmannschaftului, am suferit atunci, deci aveam doar 12 ani, am plâns, dar am înnebunit. Când am marcat Rivera golul decisiv de 4-3. Pe urmă, e unul local. În București, Anișoara Cușmir și Vali Ionescu au bătut în același concurs recordul mondial la săritura în lungime. Și iarăși un eveniment care, mai ales că Vali Ionescu era rapidistă, da mea. Și altul, că așa, bine, sunt o grămadă de... altul foarte... Campionatul mondial de atletism de la Berlin, când Usain Bolt a bătut amândouă recordurile mondiale și la 100 și la 200, iarăși a fost un eveniment sportiv care m-a impresionat în mod plăcut. Și în rest, ce să spun, astea văzute la care un magic între Joe Louis și Morochi Marciano, n-are rost. Deci, evenimente sportive sunt foarte multe, foarte multe impresionează și rămân în amintirea iubitorului de sport, rămân în forma asta, da, hai, dacă ești fan italian, Paolo Rossi, Brazilia 3-0, în 82, la mondialul din Spania. Rămân lucruri de genul ăsta, sau Salvatore Schillaci, da, il Salvatore de la Patria, în 90, în mondialul de fotbal din Italia, pe care nu s-a mai auzit nimic după aia. Să mă iertă Dumnezeu, dar de Schillaciu n-am mai... să fii, depinde de ce ești tu. Dacă ești român, ții minte pe Vali Ionescu și Anișoara Cușmin. Corect. Că n-ai de să-mi le ții minte. Ia să vedem ce ține minte Adrian Anghel. Da. Eu am să mă refer la 3 evenimente care am fost contemporan, să spun așa, adică pe care le-am trăit și care, într-adevăr, m-au marcat sau m-au impresionat foarte mult. Primul dintre ele este Olimpiada de la Los Angeles din 1984, unde România a obținut 53 de medalii, dintre care 20 de aur. Știu că multă lume o să spună, a existat 14, boicotul plus statelor... Plus alte 14 țări din lagărul socialist. Da, boicotul statelor comuniste, cu excepția României, Chinei și Serbiei. Dar au fost toate celelalte state și am obținut 20 de medalii de aur. Pentru mine, eram foarte este, în sport. Cred că este era unic în istorie. Care anterior, e anteriorul 1989. E anterior. Dacă nu logic. Dar cu 5 20 de medalii de aur, ceea ce actuale. Nu ne mai întâlnim. Da, foarte interesant. Asta este lucru
să zic așa, care pe mine m-a impresionat cel mai mult. Al doilea, și o să încep prin a spune că deși nu am fost și nu sunt fan Steaua, al doilea mare eveniment este câștigarea Cupei Campionilor Europene de Steaua București în 1986. Performanță inegalabilă din punctul meu de vedere la nivel de o echipă de club din România. Iar pentru a treia poziție, să știți că am, cu voia dumneavoastră, sunt trei realizări individuale. Cele patru baloane de aur ale Cristinei Neagu în handbal, patru baloane de aur, gândiți-vă la Messi și Ronaldo, care au câte cinci, da, în fotbal. Ascensiunea Simonei Halep, performanțele sale și perioada lungă în care a reușit să stea numărul 1 mondial, la performanțe mă refer la turneele de mare șlem de la Roland Garros și Wimbledon, plus finalele de la Roland Garros și Melbourne. Iar tot pe acea poziție 3 l-aș pune pe Constantin Lăcătușu, celebru alpinist român, care a cucerit Everestul și a mai cucerit toate celelalte, cele 7 vârfuri de pe cele 7 continente, cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent în parte. McKinley, Aconcagua, Kilimanjaro și așa mai departe. Performanță extraordinar. Într-un sport poate mai puțin urmărit de iubitorii sportului. Ăsta n-are spectatori. Sportul ăsta n-are spectatori. Dar nu e urmărit. Pentru da. Că nu poți, da. Nu poți fi să-l, acolo. Să-l urmărești nici dar măcar televiziunea. E direct. Foarte frumos să vorbești da. Despre... Dar, apropo de munte, hai că să-mi da fac și eu damblaua. În urmă cu vreo 6 ani, pe cățărarea epică după Monte Zoncolo, am vorbit de turul Italiei la ciclism, au asistat pe toate văile alea de acolo vreo 500.000 de oameni. Dacă puteți să vă imaginați, la ciclism, cățărarea pe Monte Zoncolo, care e încă o dată cățărarea este cea mai în turul da. Italiei. Bine, mai este Sergio, mai sunt... dar 500.000 de oameni care s-au dus cât de nebune acolo, da, pe văile alea, ca să vadă ce... Cățărarea... Pentru câteva minute, câteva minute trecerea adică. Caravanei cicliste. Corect. Deci poți fi spectator și acolo. Domnilor, mulțumesc foarte mult. Am reușit performanța să ne încadrăm în o oră, da? Așa ne promisesem, în 50 de minute, o oră. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Promit că vă mai invit să mai discutăm despre și sport. Mulțumim. Închei emisiunea noastră cu rubrica Călcuiul lui Arhimede. Reamintesc că un profesor mi-a tras atenția că e vorba de călcuiul lui Ahile. Ahile cu treaba lui, eu vorbesc despre călcuiul lui Arhimede și astăzi vorbim despre pariul sportiv. În România, sportul de masă a fost înlocuit de pariul sportiv de masă. Toată lumea pariază pe meciuri, pe echipe, pe partide. 1x2 a devenit o sintagmă de masă, iar pariul a ajuns sport național. N-ar fi demerare să apară un minister al pariurilor și un soi de alt neamitică. Neamitică de la pariuri. Deocamdată, pariorul român sportiv este el însuși un hopa mitică, sau așa se crede. Asta pentru că toată lumea se laudă că a câștigat la pariuri. În rinul ăsta, în curând, pariul salvează România. Totuși, treaba este că dacă o ținem așa cu câștigurile, o să dea faliment casa. Putem paria pe asta. De unde se vede treaba că nici pariurile nu mai salvează România? Doamnelor și domnilor, ne întâlnim marța viitoare când avem aici în platou o întâlnire cu comisarul șef Marian Popescu, șeful poliției rutiere Giurgiu. O întâlnire care se anunță foarte interesantă. Vom discuta despre noutățile legislative și despre cum se circulă prin Giurgiu, probleme, perspective și așa mai departe. Dar până marțea viitoare, numai bine!